Ion Creangă Povestea unui om leneș Aceasta este o înregistrare Audiocărți.eu Și că era odată într-un sat Un om grozav de leneș De leneș ce era Nici în bucătura din gură Nu și-o Și satul, văzând că este om Nu se dă la muncă Nici în ruptul capului Hotărâ să-l spânzure Pentru a mai da pildă De și altora și așa să aleg vreo doi oameni din sat și se duc la casa leneșului. Îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi, ca pe un butuc nisâmțător și hai cu dânsul la locul dispânzurătoare. Așa era pe vremea aceea. Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul și cu boi un om care sămăna a fi bolnav, întreabă cu milă pe cei doi țărani zicând: Oameni buni, să vedi cum omul cel din care e bolnav, sarmanu și-l duceți la vreo dofturai undeva, să se cati.